Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm dribbling-ul, basket. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5-a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice basketului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, dribbling-ul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și du-te, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribbling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, ball, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul.
are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o minge de baschet are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Driblingul sau conducerea mingii este procedeul tehnic care dă posibilitatea deplasării elevului când acesta se află în posesia mingii fără a comite infracțiunea pași. Constă într-o serie de impulsuri date mingii care o fac să ricoșeze din sol în raport cu direcția impulsului și viteza de deplasare a elevului. Poate fi pe loc sau din deplasare, înalt, mediu, jos, de așteptare sau de depășire, ofensiv sau defensiv. Contactul cu mingea se ia cu degetele pe o suprafață cât mai mare în partea superioară a mingii. În cazul driblingului de așteptare, mingea este împinsă spre sol pe axul vertical printr-o mișcare de extensie a brațului și de flexare a palmei pe antebraț. În cazul driblingului în alergare, contactul degetelor este înapoi a axului vertical al mingii pe partea dinspre elev, mingea va sări oblic înainte sus. În cazul driblingului înapoi, contactul degetelor este înaintea axului vertical al mingii pe partea dinspre elev, mingea va sări oblic înapoi sus. Driblingul pe loc. Elevul aflat în poziție fundamentală cu mingea ținută cu două mâini în dreptul pieptului, trece mingea în mâna dreaptă sau stângă, care se duce lateral și puțin înapoi, și apoi împinge mingea spre sol printr-o mișcare de extensie a antebrațului pe braț și o flexie a palmei pe antebraț. Contactul cu mingea se ia cu degetele răsfirate pe o suprafață cât mai mare. Driblingul controlat în poziție joasă este foarte util pentru a proteja mingea de elevii din echipa adversă. Corpul este într-o poziție joasă, înclinat înainte pentru a menține mingea în poziția corectă. Mingea va fi protejată cu ajutorul trunchiului și în special a brațului care nu execută driblingul. Privirea trebuie să observe ceilalți elevi, atât colegi de echipă, cât și adversari. Driblingul din deplasare. Impulsia mingii în sol se va efectua lateral oblic înainte pentru a nu se incomoda deplasarea. Pentru un control cât mai bun al mingii se va imprima forța și direcția necesară pentru ca mingea să ricoșeze din suprafața terenului de joc la înălțimea șoldului, centurii, de unde poate fi prinsă cu ușurință. Privirea va fi orientată pe terenul de joc. Indicații metodice. Se va respecta următoarea succesiune, pe loc, din mers, din alergare, înainte, înapoi, lateral, fără partener cu partener, cu ambele mâini, șerpuit, cu schimbări de direcție, cu variații de ritm. Metodica învățării. Dribling pe loc cu modelarea corectă a palmei pe minge, pe care elevul o împinge atât vertical, cât și înainte, înapoi, mânuind mingea din articulația pumnului, privirea înainte. Dribling pe loc cu folosirea alternativă a ambelor brațe. Dribling pe loc alternând ritmul rapid, poziție joasă, ritmul normal, poziție medie, ritmul lent, poziție înaltă. Dribling din mers și din alergare cu alternarea vitezei de deplasare, împingerea mingii în sol în unghiuri corelate cu viteza. Dribling cu schimbări de direcție și printre jaloane folosind ambele brațe. Dribling pe spații mici, printre mai mulți elevi. Dribling cu un adversar care urmărește recuperarea mingii. Exercițiile se pot realiza și sub formă de ștafete sau jocuri. Pe măsură ce se vor însuși și alte procede tehnice, se pot realiza și alte structuri de exerciții. Greșeli frecvente. Se execută prin lovirea mingii cu palma rigidă, se execută în fața corpului împiedicând astfel deplasarea, privirea celui care execută driblingul urmărește mingea, ceea ce împiedică urmărirea coechipierilor sau adversarilor, unghiul de împingere a mingii în sol nu corespunde vitezei de deplasare a elevului, se pot produce greșeli regulamentare, condusă, pași, dublu dribling. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, îndrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.